Primăria municipiului Timișoara finalizează luna viitoare asfaltarea pe calea Aradului și calea Circumvalațiunii. Lucrările din programul de reparații și întreținere derulat prin Societatea de Drumuri Municipale sunt executate pe toată durata verii. Din iunie până în prezent au fost finalizate calea Lugojului DN6 și străzile Celebi și Protopop George Dragomir. Pe Circumvalațiunii a fost turnat primul strat de asfalt, de la piața Consiliului Europei până la intersecția cu Gheorghe Lazăr. Au fost înlocuite bordurile și odată cu finalizarea carosabilului vor fi refăcute trotuarele și vor fi trasate pistele de biciclete. Locurile de parcare se mențin pe ambele părți. Avem deschise șantiere pe cele două străzi mari și urmează altele în zona complexului studențesc, cât este perioada concediilor și traficul este mai redus. Pe Circumvalațiunii, fundația a cedat în mai multe zone, între Consiliul Europei și Gheorghe Lazăr, dar s-a putut interveni. Pe celălalt tronson, de la Bogdăneștilor până la Gheorghe Lazăr, fundația este însă în stare extrem de proastă. Trebuie refăcută întreaga infrastructură și acest lucru înseamnă mai mult decât reparații. Este nevoie de lucrări ample. Vom face o evaluare a costurilor și vom trece acest tronson la capitolul investiții după ce îl vom reabilita complet, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău. Pe calea Aradului a fost turnat deja ultimul strat de asfalt până la intersecția cu strada Gheorghe Alexandrescu și a fost frezat carosabilul până la strada Liege. Girația urmează să fie finalizată miercuri 31 iulie. În ceea ce privește piața Consiliul Europei, a fost turnat primul strat de asfalt. Săptămâna aceasta vor începe lucrările de reparații și în zona complexului studențesc pe străzile Ofcea, Dalie și Socrate, unde carosabilul va fi refăcut în întregime.